România va împrumuta 48 milioane euro pentru finanțarea unui proiect privind controlul integrat al poluării. Măsura vine ca urmare a necesității alinierii la cerințele Directivei Uniunii Europene. Proiectul privind controlul integrat al poluării solului cu nutrienți în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va cuprinde atât investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât și măsuri de consolidare a capacității instituționale, scrie brașovultau.ro. În cadrul comunităților locale se urmărește optimizarea managementului deșeurilor animale și menajere, plantarea de perdele forestiere de protecție împotriva deversării de nutrienți, plantarea de arbori și împădurirea, canalizarea și tratarea apelor uzate.